întreba femeia de serviciu. Ce faci? De ce umbli așa? Bine că umbli așa, am plecat și eu. Nu, acum reformulez tot dialogul, nu mai contează. Sunt o pula goală. Aia, doar o impresie. Eu, de fapt, sunt o pula goală. Aua? Și mi-a luat pula. După aia a dat-o în boce. Vreau să-mi vă fata. Cu ce fata e în pula goală? Nu. Nu știu. Dacă eram infermer, nu știu ce mă ducă. A fost cumva. Se zică că se fică de moarte. O să zic că e complicat, așa, așa avea o chestie de explicație. E complicat, adică... Hai să vedem niște spirituri, solidifică la pe aici. Facem o poezie. Care e teoria? Hai să zic teoria ultima, bă, ce m-a zis? Iona, zi! Da, bă. Dumnezeu e cel mai mare poet. Tot universul nu e poet. Băi, acum e o crește. E simplu. Toate cărțile spirituale, toate. Tot ce văd dinainte, printre cuvinte, sunt făcute în verse. Verse. Chiar cuvântul românesc, univers. Adică un univers. Eu am impresia cu câțiva de zile că am făcut o revoluție în poezie. M-am făcut-o. Era făcut-o de zile. Am scris să multivers. Eu pot să scriu poezii multivers. Chiar universul are multe semnificații. Când scriu multivers, au o de pura. Nu mai înțeleg nimic de fapt. Are oarecum doar o sonoritate. Ai zburat papa. Am de corporație. Acum folosești. Da, eu folosesc tehnici. Yoga e în copil. Poți să mă de corporație. Și magazinul ăsta. Cu vizel să mă duc. Dacă mă duc într-o librărie, fată, îți iau o carte. Îmi pun o întrebare să am și ce. Fuf! Tu știi cum o găsesc? În carte. Oricare. La spor. Spor. Puf! Calcul. Și hai să vă zic, stai că mă securiz. Să râdem după aia.
ce fel de securist era? Era securist cățelar. I-a dat securiști, ea? Bă, ai grijă de un pic. Bă, că mi-ești pulea, nu vreau să am grijă de câine. Îi ziceam eu în locul ăla, da, taică mă, nu. I-a zis sergentului securist. Bă, nește mama și tata al vostru. Oricum, taică mă, săracul. Îți dai seama că nu prea avea mamă, că mama era candelie. Și a dat seama, bă, n-am mamă, n-am tată, bine, că securitatea e mama și tata al meu. Hai că îndățâță. Mamă și a băgat pula în gură. I-a dat un câine. Se uite, dai că nu la câine. Nu, sunt candili madru și ăsta din securitate. Să, băi, să nu te fuci cu ăștia din securitate. M-am făcut că se nebun. Dar un om normal al cap n-are cum să fută când aude sau când percepe ceva că e de ăștia din securitate, nu? Cum? Îți zic eu nu. Și ce făcea? Se uita la câine cum mânca pe haleală, știi? Îi dădea ea mai mult la câine decât la un soldat. Ai când zicea, băi, în pula mea, tu știi câtă carne de la câine? Și băgă câinii în el. Soldații mâncau pula mea. Fasole cu pietre. Scuipau ăștia. De aia s-au făcut și papăre acum. Cred că sunt vintați de aia de securiști care scuipa pietre. Mânca pula mea și ciobea dinții. Și ăștia se amăga. A mâncat de alea. După aia băga cu valizele. Hai să jucăm trenulețe. Îi punea să futăm cur unul pe altul. Bă, nu vreau să ne futăm cur. Bă, învățați-vă. Să veniți. O să... Unii dintre voi vă însurați, alții vă faceți alcoolici, alții o să muriți. Păi acum, bă, doamne, spectator. Nu știu, așa. Și, hai, futeți-vă în curvă, ce ai ăștia trenulețe, după ei băga cu valizile în supat. Bă, gata, trebuie să spălăm WC-ul. Păi îi băga cu periuța de dinți. Păi stai, băi, floci. Bagă la WC-ul cu periuța de dinți. Îi băga cu păliuța de din la WC-ul. De ce mișto? Al treilea rai. Hitler nici măcar nu știm de al treilea rai. Păi al treilea rai și în România. Și Mein Führer e, cum mi-a plăcut unii de la universitate, cum am să plac cu un tag de ăsta așa mic. Chiar seamănă. E Crin Antonescu. Mirel Matiu face cum? Mirel Matiu. Cum e să vadi? S-a țăcălie. Nu. S-a pui cu țăcălie. Nu ăsta și-a lăsat pe băia mică. Dar nu și-a lăsat al rău. Când trebuie cu tăși? Ca să face cine așa? Ăla nu face tăși. De ce să nu face tăși? Păi ce pula mea? Vreți să fiți mai înălți decât sunteți? Ce? Păi când ridici mâna așa, înseamnă că vrei să fii mai înalt. Vrei să fii ca boc. Să fii balerin. Păi vezi că și asta vrea. Asta deja se făcea balerin. Se lăsă, ridicase în vârful. Mamă, când vine Ioan, om, ce frumos e și m-a părăsit. S-a dus după Angel Radios Andrei. Dacă vezi pe boc, cred că îl linge pe cărare. Ca e înaltul de odată, cu 1.74, cu invita mai găcica și are niște buși de alea, mamă, ce frumoasă, niște țâțe, mamă, țâțe, dar are țâțe pere, n-are mere, are pere, și nu-mi plăcea pere, că bă, mie-mi place pere. Mie nu-mi place pere. Mare țâță pere. Care fundă la fundă. Și a niște uități. Păi pula mea, asta parcă e contrafondarea mea, ce-mi doream eu să fiu. Aia, eu vreau să am uități.
dar la față îi faci la mână. Rămâi așa, dai ca ce uși scudă mână. Dar ăla dădea ca să explice, știi? Tu dai ca să te implici. Ah, tu ești satan. De ce? Constantan, când ești la pula. Și la Michelina mea, s-a cins. De unde te-ai prins?